În perioada 19-20 mai, la Mănăstirea Pângărați din județul Neamț, are loc cea de-a doua ediție a Simpozionului Național Istorie și Patrimoniu Ecleziastic. Peste 30 de specialiști, istorici, doctoranți și studenți din țară, precum și din Republica Moldova, vor prezenta rezultatele cercetărilor timp de 2 zile. Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova. În cadrul festivității de deschidere a avut loc lansarea revistei Acta Pangratia, Istorie și Patrimoniu Ecleziastic. Anul acesta, cu ajutorul Dumnezeu și cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, am reușit să organizăm acest simpozion în altă locație. A fost un mic proiect care l-am realizat anul trecut, cu sprijinul celor de la Direcția de Cultură Neamț, și suntem bucuroși că putem să realizăm aceste simpozioane. Tot ce s-a vorbit anul trecut, toate lucrările expuse au fost cuprinse într-o revistă pe care noi am numit-o Acta Pangratia, ce face referire la un anume călugăr Pangratie, care a fost undeva viețuitor la începutul Mănăstirii Pângărați. Revista Acta Pangratie, Istorie și Patrimoniu Ecleziastic, nu? Consistentă ca număr de pagini, dar și ca valoare a studiilor publicate. Eu mă bucur cel mai tare pentru, și am vorbit cu colegii, pentru studiile dedicate Mănăstirii Pângărați. Pentru că așa este firesc, apare la Pângărați, iar trebuie să aibă ca prim obiectiv mănăstirea în sine și apoi toată viața bisericească și nu numai, iată, și școala și alte instituții care fac să dăine satul românesc. Manifestarea științifică reunește specialiști din România și Republica Moldova care activează în muzee, arhive, universități, biserici sau diferite institute de cercetare. Acest simpozion pare dintr-o necesitate. Activitatea arheologică care s-a desfășurat în ultimii ani în incinta mănăstirii a adus la iveală tot felul de ruine care puneau diverse întrebări și care au reușit să polarizeze interesul tuturor, al celor care erau aici pe loc, al dumneavoastră, comunitatea locală, dar și a oaspeților veniți mai de aproape sau mai de departe. Acesta a fost, de fapt, nucleul în jurul căruia a crescut acest simpozion și astăzi iată-ne la a doua ediție. Încă de la prima ediție din luna mai a anului trecut, simpozionul a propus celor interesați o tematică generoasă care acoperă întreg spectrul de preocupări științifice aflate în conexiune cu istoria și patrimoniul ecleziastic, mobil sau imobil.